puține despre mine. Am 5 ani de experiență în pay-per-click, în mare parte pe piața din Marea Britanie, unde am administrat bugete și de 50.000 de lire lunar. Acum aștept să ajung la aceiași clienți în România. Sunt Google AdWords Certified Individual. Recent am luat masterul în PPC la una dintre cele mai cunoscute, zic eu, site-uri care oferă astfel de certificări. Un startup al lui Avinash Kaushik, unde pot să mă laud că am avut și mentor pe Avinash Kaushik, Brian Eisenberg, David Sacela și alte nume destul de cunoscute din mediul online. Astăzi voi vorbi despre cum să pierzi bani și potențial clienți în AdWords. În moment ce suntem așa de mulți aici, bănuiesc că cu toți vreți să pierdeți bani din AdWords. Eu vreau. Nu vrei, nu? Evident, vom încerca să vedem greșelile pe care le fac unii atunci când lansează o campanie în AdWords și să evităm acele greșeli. Pentru această prezentare am luat un studiu de caz. Voi merge pe o căutare în google.ro și voi analiza rezultatele din Google și apoi conținutul paginilor destinație de pe care ajungem. Și aș vrea să le comentăm împreună, acele pagini. Aș vrea, în primul rând, să vorbesc despre relația dintre cuvinte cheie, reclamă și conținut, deoarece este baza, să zic eu, în AdWords. În primul rând, atunci când îți faci o campanie AdWords, trebuie să găsești cât mai multe cuvinte cheie, să faci o listă cât mai lungă de cuvinte cheie pe care potențialii tăi clienți le caută ca să ajungă la business-ul tău. Apoi, pentru fiecare reclama text trebuie să fie, de fapt, răspunsul fiecărui cuvânt cheie pe care tu îl selectezi. O reclamă cheie în Google AdWords este per grup de cuvânt cheie. De aceea, pe toate site-urile scrie că grupurile AdWords trebuie să fie cât mai mici, cât mai nișate și cât mai bine structurate. Deoarece reclama trebuie să răspundă fiecărei căutări din Google. Dacă nu răspunde, Google ne penalizează și ne va urca costul pe click, astfel încât noi să nu ne permitem și... Sau ne va scădea scorul de calitate. Exact. Da, Google asociază fiecărui cuvânt cheie un scor de calitate. Pe baza acelui scor de calitate ne dă costul pe click. Cât este scorul de calitate mai mare, cu atât costul pe click este mai mic. Și acest scor de calitate este cel mai influențat de legătura dintre cuvântul cheie și reclamă. Deoarece Google vrea ca în rezultatele sale de căutare să aibă reclame cât mai relevante și rezultatele din SEO, evident. Dacă nu sunt relevante, încearcă să ne scoată reclame. Următorul pas este conținutul. Dacă în reclama text vom face o promisiune celui care a căutat un cuvânt anume, în conținutul paginii destinație trebuie să ne ținem de cuvânt și să respectăm acea promisiune. Vizitatorul care a ajuns din Google pe acea căutare trebuie să găsească cât mai ușor ceea ce i s-a promis în reclama text. Am luat ca și exemplu, nu știu dacă te vede. Da, se vede. Am luat ca și exemplu faza jucării educative, pentru care Google ne oferă și o serie de sugestii. Eu nu te rog să dai tu. Da, da. N-avem,
Pot să dai. Da. Ok. Pentru faza jucării educative, acestea sunt reclamele text din Google AdWords. Și acum, nu știu, nu, chiar nu se vede deloc în spate, bănuiesc, textul reclamelor. Am să citesc eu câteva dintre ele. Ideea era că voiam să vă întreb pe care reclame text ați dat voi click și care vi se pare că răspund căutării jucării educative. Spre exemplu, prima reclamă are titlul Party cu jucării pentru copii, petreceri cu Wii, Batman și Barbie, 50 de lei nelimit, 50 de lei de invitat, cere o ofertă. Voi dacă ați căutat jucării educative, ați dat click pe această reclamă? Nu? Nici măcar din curiozitate? Nu. Dacă aș fi un happy clicker, aș da click, pentru că e prima reclamă și poate mă bucălești să dau click pe primul rezultat, nu? Da, e primul rezultat. Da, eu, de exemplu, mă gândesc că foarte mulți utilizatori dau și click din curiozitate. De exemplu, caută jucării de educative, însă dacă reclama este suficient de interesantă, vor da click doar să vadă ce e. Și în cazul de față, party pentru jucării, party pentru copii, m-ar interesa. Chiar dacă nu voi cumpăra jucării educative de pe acel site, voi da click doar să văd despre ce e vorba. Cine știe, dacă nu iau jucării educative, poate îmi trimit copilul la un party. Următoarea reclamă este jucării Lego City ieftine. Promoții Lego 2011. Jucării Lego și Duplo ieftine. Pe asta ați dat click? Acum m-aș gândi personal, n-a folosit un separator de prima propoziție corect, ci ai văzut că i-a urcat prima, a doua linie de text, i-a urcat-o pe prima, știi? Pentru că liniuță nu e un separator care arată un stop. Nu? Aici liniuța este băgată de Google AdWords automat. A, știu. Știi, nu? Da. E, și dacă ai punct după prima linie de descriere, urcă și în prima, într-adevăr, nu a folosit un separator și de-aia nu i-a urcat pe primul loc. Ok, a doua și mie mi se pare într-adevăr relevantă. Este cam ceea ce am căutat eu. Sunt șanse foarte mari să dau click pe acea reclamă. Următoarea reclamă este a site-ului nicuduță.ro. Jucării educative, jucării educative, zeci de oferte, jucării educative, cumpără online. Mi se pare cam abuzivă. Abuzivă. Da. Și asta cred că te face și mai mult să dai click. În moment ce ai căutat jucării educative și vezi de 3 ori jucării educative, în mod ce trebuie să dai click, chiar dacă reclama într-adevăr nu este appealing deloc și nu promite nimic. Depinde în ce stadiu de cumpărare mă aflu, nu? Dacă sunt în stadiu de informare, probabil, na, aș fi curios să văd. Dacă sunt în stadiu de cumpărare... Românul, cred că în general este în stare de informare, cam tot timpul. Caută, dă click pe toate reclamele și după aia se decide de pe care site să cumpere. Deci, este un winning ad? Asta cu jucării educative, jucării educative, jucării educative? Ați dat click pe ea? Ați dat, nu? Ok. Următoarea este Noriel, jucării copii, peste 3000 de jucării în magazinele Noriel, acum și în magazinul online. Eu am căutat jucării educative și mi se oferă o gamă de 3000 de jucării. Bănuiesc că printre astea 3000 de jucării sunt și jucăriile educative care mi s-au promis mie, pe care le caut de fapt. Super oferte jucării, importator direct jucării, articole cu licență Disney, super promoții. La fel, fiind super promoții, mă aștept să găsesc jucării educative, văd dacă click și aici. Bine, șansele sunt mici ca cineva să dea click pe toate reclamele așa cum am dat eu. Dar vom considera că un vizitator dă click aleatoriu pe o reclamă în funcție de interesul pe care îl are și stadiul în care se află. Cumpără board games. Magazin online cu peste 100 de jocuri, de societate și extensii. La fel, eu am căutat jucării educative, board games. Aș da click, poate de curiozitate, să văd. Poate cumpăr un board game, dacă mă convinge. Cele mai bune oferte, numai în catalogul Metro, vino să vezi. Cele mai bune oferte, bănuiesc că sunt cele mai bune oferte de jucării educative, nu că asta am căutat. Evident, cred că voi da click să văd despre ce e vorba. Jucării bebeluși, jucării
zomăitoare, bebeluși, jucării, căricior, jucării pătuți. Nu știu ce relevanță are asta cu ce, cu ce am căutat eu. Dacă am și un bebeluș, voi da click la fel de curiozitate. Jucării pentru copii, alege o carte pentru copilul tău, reduceri de prețuri și livrare în 24 de ore. Cadouri de copii, iarăși mă gândesc că cadourile au legătură cu jucării educative, pentru că asta am căutat pe Google. La fel, jucării pentru copii, mașinuța care merge pe tavan, perete, păpușă care crește, mănâncă, bebe. Pornind de la o... Mănâncă, virgulă, bebe. Pornind de la jucării educative, am reclama asta care nu are nicio legătură cu jucăriile educative, însă asta chiar mă face curios. Eu nu chiar aș da click pe ea. Mașinuța care merge pe tavan, eu mi-aș lua mie jucăria asta. Ok. Și ultima, IKF2, articole pentru copii. Totul pentru copii și sugari, asortiment mare, prețuri atractive. Iarăși nu știu ce legătură are cu ce am căutat eu. Bine, deci, faptul asta... că i-au înșirat acolo cu vitechie nu e atractiv, că nu spunem beneficii nici rațional, nici emoțional. Corect. Deci nu mă cheamă către o acțiune. Acum, pentru best practice, că poate există, sunt unii în sală care nu sunt, n-au făcut foarte multe campanii AdWords și atunci pentru ei cred că ar trebui să adaug lucrul ăsta, că de regulă structura cea mai corectă pentru un ad este ca în prima linie de text, a doua linie de text, de fapt, să fie să prezentați un beneficiu emoțional sau rațional, oricare pe care îl alegeți voi, sau să testați beneficii raționale și emoționale, iar pe a treia linie de text să încercați să comunicați o chemare către acțiune. Asta este best practice. Iar în titlul anunțului, să folosiți cuvântul de căutare. De regulă, inserțiile dinamice sunt o variantă destul de potrivită pentru asta. Pentru a atrage rată de click foarte mare. Deci știi că am încercat acum recent să nu folosesc cuvintele cheie în reclama titlu. Am folosit doar în prima linie de descriere și în titlul reclamei am folosit ceva de genul numărul 1 de România, cel mai tare de România și chestii de genul ăsta. Și într-adevăr, am primit un quality score destul de mic, rata de click foarte mică, trebuie să mă apuc să schimb toate reclamele. Da. Deci folosirea cuvântului căutat în titlu e o practică extra. Nu mai am filmat pe mine, Olivia, filmează după chestia. Când vorbești tu, ok. Ok, deci astea sunt promisiunile pe care noi le primim atunci când căutăm jucării educative. Zicea și Ionuț la începutul prezentării. Contează foarte mult quality score-ul pe care îl primim pentru fiecare cuvânt cheie din contul nostru de AdWords. Spre exemplu, în momentul de față, toate aceste site-uri au apărut pentru cuvântul cheie jucării educative. Este foarte probabil ca unele din ele, gen noriel.ro și amiva.ro, să fi licitat pentru cuvântul cheie jucării. Și din cauza că este de tip broad match, să apară și pentru jucării educative. Sunt sigur că așa s-a întâmplat. Iar ei vor primi un quality score pentru cuvântul jucării în funcție de rata de click pe care o primesc de la această căutare. Te rog. Ok, acesta este primul rezultat din Google care avea reclama party cu jucării pentru copii. Și aș vrea să vă întreb dacă vă convinge să cumpărați jucării de copii de pe acest site. Dacă vreți, vă citesc conținutul. 500 unable to access item. Nu puteți vizualiza această pagină pentru că un semn de carte a expirat, un motor de căutare care are o listare expirată. Mă rog. Deci acesta este primul rezultat din Google. Fiind primul rezultat din Google pe AdWords, asta înseamnă că, în principiu,
a plătit cel mai, plătește cel mai mult pentru click-ul care l-a adus pe, pe acest site. Evident este o eroare a site-ului, ceea ce înseamnă că acest site cel mai probabil pierde destui bani. Azi dimineața când m-am uitat, deja nu mai era în listă pe, pe Google. Eu nu te convinge această pagină să cumperi jucării de copii? Nu. Da, te rog. Ok, aceasta este a doua reclamă din Google AdWords. Jucării Lego City ieftine, promoții Lego 2011. Jucării Lego și Duplo ieftine. Și aș vrea să vă întreb, vă convinge această pagină? Este ceva promis în reclamă? Cum vi se pare? Nu se vede, nu? Din păcate. Pagina, am să vă descriu eu. Pagina începe cu o sumedenie de beneficii înșirate în foarte, foarte multe cuvinte. Și foarte multe culori. Exact, și foarte multe culori. Spre exemplu, au sosit minifigurinile seria 4 și noile seturi de logo Ninjago. Livrări în 24 de ore oriunde în România, de luni până joi, comenzile plasate vineri vor fi livrate luni. Cu ocazia sărbătorilor de Paște avem 25% reducere, deci sunt beneficii foarte, foarte bune, însă părerea mea este că nu sunt așezate cum trebuie. Ar putea să folosească, de exemplu, eu aici am venit în primul rând să văd jucăriile educative și după aia să mă convingă, da, să negociez. Și după aia să mă decid dacă voi cumpăra sau nu, după ce m-am decis asupra cărei jucării să o cumpăr. Te rog. Ok. Acesta este site-ul de pe locul 3. Pentru reclama jucării educative, jucării educative, 30 de oferte, jucării educative din nou, cumpără online. Închiduță.ro. Cum vi se pare acest site? Ok. Cred că cel mai ok. Și din punctul meu de vedere. Nu sunt target, dar e ok. Adică este exact ce am căutat eu. Jucării educative, produse pentru subcategoria jucării educative și apoi văd o serie de imagini cu jucăriile educative în care îmi scoate foarte bine în evidență prețul. Probabil dau un click pe fiecare produs în funcție de imaginea de acolo și în funcție de prețul și bugetul pe care mi-l permit și este un landing page, zic eu, foarte ok. Noriel, jucării copii, peste 3000 de jucării în magazine Noriel. Ok, și ajung pe acest landing page unde... da, este homepage-ul. Cred. Da, este homepage-ul. Ei, într-adevăr, mă trimit pe homepage-ul site-ului unde fac promoție la Battling Bugs. Colecționează-i pe toți. Acum nu știu dacă este neapărat un joc educativ acesta. Însă, faptul că ei mi-au promis 3000 de jucării în magazine Noriel și eu mă așteptam să găsesc jucării educative pentru că asta am căutat, este, din punctul meu de vedere, destul de wrong. Apoi, categoriile din partea stângă nu cred că sunt destul de bine structurate. Nu găsesc pe nicăieri jucării educative. Landing page-ul e pe reducere. Da, e pe reducere. E pe homepage. Era mișto dacă aveau reduceri la jocuri educative. Locul numărul 5 din Google AdWords, super oferte jucării, importator direct de jucării, articole cu licență Disney, super promoții. La fel, vă convinge acest site să cumpărați jucării educative? Vedem aici, avem și șezlonguri. Nu, nu? Ținând cont că titlul reclamei este super oferte de jucării, eu zic că oamenii vor da click pe această pagină. Și ei, dacă nu găsesc, ei se așteaptă să găsească jucării pentru jucării educative, cel mai probabil vor părăsi această pagină destul de repede. Pentru locul 6, cumpără board games, magazin online cu peste 100 jocuri de societate și extensii. Într-adevăr, landing page-ul respectă ce mi s-a promis în reclama text, adică găsesc board game-uri. E probabil, dacă am nevoie și de un board game, să achiziționez un board game de la ei.
trebuie să fie foarte convingător, pentru că eu vreau, de fapt, jucării educative. Da, dar aici ți-a spus din text. Da, corect. Asta zic, că promisiunea, într-adevăr. Dar, din punctul meu de vedere, o persoană care caută ceva și tu vii cu o promoție pentru altceva în căutare, este foarte greu să o convingi să cumpere altceva decât ce a căutat. Pentru că i s-a promis, pentru că el a venit strict pe ce a căutat el. Dar jucările și zonele fiind conexe, el promițând că oferă din start doar board games și ducându-te către board games, ție ți-a trezit interesul către board games în momentul în care ai dat click. Și există posibilitatea să-ți cumpere și board games. Știu ce zici. Eu, dacă aș fi fost în locul la Planeta Cadourilor, aș fi făcut, de fapt, bine, aș fi testat, că cine știe, poate ai dreptate și poate are rată de conversie chiar din cuvântul jucării educative. În schimb, asta sunt sigur că ei licitează doar pe cuvântul jocului. Nu știu, ești așa, da, era nivel de cuvântie, nu era nivel cuvântie, la un nivel de exact. Ai luat un mic. Eu aș fi făcut un grup separat, nu știu dacă au, pentru board games și te-ai trimit aici și această pagină aș fi folosit-o la fel pe reclama, pe rețeaua de conținut. Mult mai mari șanse ai să vii cu o ofertă, cu o promoție sau cu ceva extraordinar dintr-o reclamă pe conținut unde ești, să citești content, să citești știrile, să citești news și așa mai departe și să vezi o reclamă care te atrage și te desparte de conținutul pe care ești. Deci, practic, el e acolo pentru ceva, vede bannerul și cumva l-ai convins. Adică ai venit cu ceva care i-a plăcut lui și l-a făcut să dea click pe reclama text. Și cred eu că sunt șansele mai mari să convertească așa decât să mergi pe cuvânt general și te-o trimis aici. Am dreptat de Ionut? Nu mai ai microfonul, îți vorbesc. Eu pot să vorbesc suficient de tare și fără microfon. Reclama de pe poziția 7 din AdWords. Cele mai bune oferte numai în catalogul Metro, vino să vezi. E clar, asta este o campanie de branding. Din punctul meu de vedere, brandingul pe search nu știu dacă e foarte eficient. Adică, la fel, aș merge mult mai mult pe content. Da, dacă băieții de la Metro au o groază de bani și vor să-i spargă peste tot, nu știu, dar aș merge mult mai puternic pe rețeaua de conținut, creând bannere și puse peste tot pe unde apuc, decât în rețeaua de search. La fel, această reclamă nu știu dacă va avea foarte multe click-uri din rețeaua de conținut, ceea ce înseamnă că pentru cuvântul cheie, jucării, care cel mai probabil îl au ei în lista de cuvinte cheie, li se va asocia un cu alte scor foarte, foarte mic. Și de fiecare dată când cineva dă click pe reclama text, vor plăti foarte, foarte mult. În schimb, dacă vor avea bannere în rețeaua de conținut, costul pe click este mai mic. Pardon. Costul pe click este mai mic, iar branding-ul, zic eu că va ajunge, se va distribui mult mai bine. Ok, jucărie bebeluși, că în titlu. Jucării domăitoare, bebeluși, jucării căricior. Într-adevăr, aici ni se... landing page-ul respectă promisiunea din reclama text, dar nu are nicio legătură cu ceea ce am căutat eu. La fel ca și în cadrul Metro, cel mai probabil pentru cuvântul jucării sau jucărie pentru care ei licitează, li se va asocia un quality score prost și vor plăti foarte mult nu numai atunci când caută jucării, ci și atunci când caută jucării bebeluși, de exemplu. Îi afectează quality score-ul la nivel de account, nu te știu eu. Mă bucur că cineva îmi confirmă. Te rog. Poziția 9. Elefant.ro, cadouri pentru copii, alege o carte pentru copilul tău, reduceri de prețuri și livrare în 24 de ore. La fel ca și Metro și site-ul anterior,
landing page-ul și conținutul de pe landing page respectă promisiunea făcută în reclama text, însă nu este ceea ce am căutat eu. Și se întâmplă exact același lucru. Vor plăti preț mare pe click, se afectează quality score pe cuvântul cheie pe care m-a dus aici, cuvântul cheie broad, și afectează contul, tot contul. Adică dacă mai au multe cuvinte generale care au rată de click mică, se va afecta contul și quality score-ul overall la toate cuvintele cheie. A, uite asta, reclama care am zis eu că îmi place. Jucării pentru copii, mașinuța care merge pe tavan și perete. Păpușă care crește, mănâncă bebe. Landing page este ok. Să spunem că este destul de convingător. Văd o mașinuță care se urcă pe perete. Exact ce ni s-a promis în reclama text. Cred că această reclamă, fiind ceva nou, fiind ceva care, nu știu, nu e întâlnit în viața de zi cu zi, mașinuță care merge pe tavan, s-ar putea să atragă destul de multe click-uri și să convingă vizitatorii, cel puțin din curiozitate, să își am poate părinții în loc de o jucărie educativă pentru copii. Însă la fel nu este ceea ce am căutat eu, jucărie educativă. Crezi că ar merge video aici? Video, crezi că ar merge? Ar merge foarte mișto video aici. Să vezi mașinuța cum se urcă și cum coboară. Te rog. Ok, și asta este ultima pagină de rezultatele de căutare. IKS, 2 articole pentru copii, totul pentru copii și sugare, asortiment mare, prețuri atractive. Aici este un landing page foarte, foarte prost, zic eu. Foarte mult conținut. E tradusă. E tradusă? Da, e campanie în Polonia. A, e IKS2.pl, da, Polonia. Aici nu numai că au un quality score prost, dar și landing page-ul, nu știu care e strategia lor de AdWords pentru acest cuvânt cheie. Au folosit diacritice. Au folosit diacritice. Da, au folosit diacritice. Te rog, da. Ok, ăsta este pasul pe care eu îl fac de fiecare dată când încep o campanie AdWords. Analizez competiția. Analizez competiția și mă uit să văd cu cine mă bat în AdWords, mă uit să văd ce oferă competiția mai bun ca mine, ce greșeli face competiția, încerc să învăț de la ei, încerc să mă inspir poate de la ei și încerc evident să le evit greșelile, cum a fost primul site care nu funcționa. Evident, voi încerca și voi testa și eu unele căutări și voi da click pe unele reclame, chiar dacă plătesc pentru click-urile pe care le fac, însă vreau să mă asigur că pagina mea este funcțională. Un alt lucru care l-am învățat în exemplu de față este folosirea cuvintelor negative. Spre exemplu, eu când încep o campanie AdWords, să luăm exemplu cu jucării educative, dacă am un site cu jucării și vreau să-l promovez, pornesc de la toate categoriile de jucării pe care le are site-ul respectiv și grupez cuvintele cheie în funcție de fiecare categorie de pe site-ul respectiv. Astfel, făcând grupulețe, de exemplu, jucării pentru copii între 3 ani, pentru 3 ani, jucării pentru copii pentru 5 ani, sunt persoane care caută aceste cuvinte cheie. Astfel pot să trimit vizitatorul pe pagina respectivă, pe pagina care îi oferă vizitatorului exact ceea ce el a căutat. Iar șansele de conversie, evident, sunt mult mai mari. După ce fac aceste grupuri cheie și le las să ruleze o anumită perioadă de timp în funcție de traficul pe care îl primesc, analizez care grupuri performează și care nu. Iar cele care nu performează, nu numai că le pun pe pauză, ci adaug la negative și cuvintele cheie din acele grupuri. Spre exemplu, pentru jucării educative, dacă observ că jucării educative mi-aduce doar trafic sau costul pe click pentru fiecare cuvânt cheie este mare,
nu numai că voi pune pe pauză acel bloqueie, ci voi adăuga cuvântul educativ ca și negativ pentru toată campania. Astfel evit pierderea de bani pentru campania respectivă. Pagina destinație trebuie să conțină promisiunea făcută în reclama text. Iar acea promisiune trebuie să fie cât mai ușor vizibilă. Dacă i-am spus omului că eu ofer livrare gratuită în 24 de ore, aș vrea să văd scris undeva cu altă culoare și să-mi iasă în evidență acel lucru. Să știu că am ajuns acolo unde trebuie. Dacă știu că reclama text îmi spune că oferă oferiri educative, trebuie să fie scris. Chiar dacă sunt doar produsele, trebuie să fie scris. Pardon. Oferiri educative. Faptul că avem textul jucării educative și în reclama text și pe landing page, iarăși ne ajută la quality score destul de mult. Conținutul de primul ecran trebuie să fie ușor de citit. Era un exemplu, nu mai știu, cred că numărul 4 sau 5, în care începea cu foarte multe promisiuni, iar după aia urma, prin primul ecran înțeleg ecranul pe care îl vedem fără să dăm scroll. Cred că știți că majoritatea, s-au făcut și studii care spun că un vizitator se decide în primele 5 secunde dacă mai stă sau pleacă de pe site. Faptul că înșirăm 11 paragrafe de text, chiar dacă sunt beneficii, nu știu dacă îl va ține pe vizitator să stea să citească acele beneficii. În schimb, dacă avem imagini cu ceea ce a căutat el, șansele sunt mult mai mari să rămână și să interacționeze cu acel site. Grupează cuvintele cheie după categoriile din site-ul tău. Asta am spus deja. Grupuri cât mai mici, grupuri în funcție de categoriile de pe site. Astfel știu că căutările efectuate pe Google vor duce către o pagină în care vizitatorul găsește ceea ce a căutat el. Adaugă un plus de încredere pe pagina de destinație. Logo, trust, testimoniale, video de la clienți. Iarăși, cum zicea și Olivian, un video pe pagina cu mașinuța ar fi mers super, super bine. Mai ales dacă am fi cerut un video de la clienți care s-au jucat cu jucăria respectivă și copiii jucându-se cu ea și arătând cât de faină e și cât de cool e. Și ca și concluzie am să repet, scopul unei reclame text în Google AdWords este de a atrage click-uri, de a atrage cât mai multe click-uri, nu de a face conversii. În principal de a atrage click-uri. Pe baza ratei de click pe care o avem, pe baza landing page-ului și a corelației dintre cuvântul cheie, reclamă text și landing page, Google ne asociază un quality score, iar în funcție de quality score, noi vom plăti mai mult sau mai puțin pe fiecare click. Scopul paginii destinației și a conținutului de pe pagina destinației este de a converti. Deci lucrăm la reclama text și la gruparea cuvintelor cheie pentru a primi un quality score cât mai mare. Apoi lucrăm la optimizarea landing page-ului și a conținutului de pe landing page pentru a crește conversia. Te rog. Și acum să discutăm despre conținutul site-urilor voastre. Care din voi, nu știu, au campanii pe AdWords și au fie rată de click mică sau rată de conversie mică? Dacă aveți întrebări, vă rog. Tu? Nimeni? N-aveți nimeni campanii pe AdWords? Uite. Merg așa. Te rog. Florile bănuiesc, nu? Ca să nu te las fără întrebări așa. Ai zis mai devreme ceva de influențarea la nivel de quality score, la nivel de account. Adică dacă eu am două campanii pe accountul ăla, una bună, una proastă. Așa. Adică una bine gândită, una prost gândită. Una am un CTV de 2.000, aia prost gândită, cum ai calculat-o? A făcut tot celălalt corect de la anghiță. Așa. Influențează cu ceva la nivel de account faptul că am și o campanie? Cum? Explică-mi tu, că eu nu dau seama. Quality score-ul este asociat, din câte știu eu, este dat la nivel de account. Deci dacă ai cuvinte cheie care au un quality score prost, îți afectează și quality
scorul la celorlalte cuvinte cheie. Este practic de scorii cuponului. Exact. Acum, cum trebuie performanță, cum trebuie de la cele de la de-aia recomand pentru campanie. E foarte frumos ce spuneți, dar explicat și mai așa, ca pentru copii mici de gătință ca mine. Quality scoring fel de account, poți să-l văd undeva? Nu. Ok. Și cum se manifestă influența asta? Adică unde o găsesc? O găsești cel la nivel de cost pe click al celorlalte cuvinte cheie. Spre exemplu, dacă ai cuvinte pe broad, să iau exemplu tău, flori, dacă ai cuvinte cheie, nu știu, lalele care performează prost, Google găsește o legătură între lalele și trandafir. Și s-ar putea ca pentru trandafir să-ți asocieze un quality score un pic mai mic, din cauza că pentru lalele ai quality score mic. Și zic asta pentru că atunci când vei căuta cu Google AdWords keyword-ul cuvântul lalele, s-ar putea să-ți dea în lista de sugestii și cuvântul trandafir. Pentru că e din aceeași categorie. Și oarecum au o legătură unul cu celălalt. Nu știu sigur, asta e din experiența mea. Încă n-am lucrat la Google să am detalii interioare. Ok? Întrebări? Mai sunt întrebări? Așa de mult este. Niciuna? De obicei am foarte multe întrebări. Chiar multe, multe. Bag seama că toți faceți AdWords și aveți rată de conversie foarte bună, rată de click foarte bună, nu pierdeți bani și potențial clienți, nu? Sau nu mai zic de apropo, care din voi face AdWords aici? Da, destul de puțin. Și restul au venit să învețe Google AdWords sau au venit mai devreme să vadă pe public voi? Ok, păi cam asta a fost prezentarea mea. Ionuț, dacă vrei să discutăm noi despre AdWords, păi întrebări.